că un dar sau altul poate fi apreciat mai mult, mai puțin. Când vorbim despre ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, atunci cred că toți ar trebui să fim de acord că Dumnezeu ne-a dat cel mai mare dar, cel mai mare cadou, să numim așa. Și l-a dat pentru noi pe Iisus Hristos Domnul. Este cel mai măreț dar pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii. Noi, e adevărat, l-am răstignit. El a înviat și viu în veci veci. Amin. A murit pentru noi, slavă Lui. Ce dar măreț! E Iisus Salvatorul. E tot ce poate cerul să ne dea. E bucurie, e neprihănire, e dragostea ce umple inima. Doamne, umple inima noastră de dragoste. Ce dar măreț! E Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea, e bucurie și neprihănire, e dragoste ce-mi umple inima. Speranța-mi-a e doar în Domnul Iisus. Viața-mi-a e legată doar de El. O să spun că Iisus face-n dar, mi-a dus tot ce sunt, sunt prin harul Său. Sunt al tău,
cea pacii.